Misiune dificilă pentru salvatorii montani din cadrul Serviciului Public Salvamont. După o misiune care a durat 15 ore, salvamontiștii au reușit să recupereze 9 turiști din Ungaria care s-au rătăcit în munții Rodnei după ce s-au abătut de la traseul montan. Turiștii se aflau într-o zonă greu accesibilă și sălbatică, ceea ce a îngreunat operațiunea salvatorilor. Ieri după amiază, la ora 15, un grup de turiști din Ungaria a solicitat ajutor prin 112 după ce s-au abătut de la traseul marcat și au ajuns într-o râpă, de unde nu au mai putut să se deplaseze. 7 salvatori montani organizați în 2 echipe au pornit spre locul solicitării. Cei 9 turiști din Ungaria, cu vârste cuprinse între 20 și 60 de ani, au pornit spre vârful Gârgălău, de unde au dorit să se îndrepte spre vârful Pietrosul Rodnei. Aceștia s-au abătut de la traseul marcat și au ajuns într-o râpă din Corhele Pietrosului, cea mai greu accesibilă zona a munților Rodnei, o zonă sălbatică, fără acces și fără poteci. După 15 ore de misiune, salvatorii montani au coborât în siguranță la baza muntelui. Salvamont Borja le recomandă tuturor turiștilor să nu se mai abată de la traseele montane marcate, pentru că astfel de decizii le pun în pericol atât viețile lor, cât și pe cele ale salvatorilor montani. Relatează Observator News.ro.